Este doliu uriaș în lumea politică din România. Este vorba de Anton Ionescu, fostul ministru al transporturilor, care s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Ministerul Transporturilor prin intermediul unei postări pe Facebook. Anton Ionescu s-a născut la data de 10 decembrie 1939 și s-a stins pe 7 martie 2023 a fost deputat român în legislatura 1996-2000 și în legislatura 2000-2004, ales în județul Cluj pe listele partidului PNL. În legislatura 1996-2000, Anton Ionescu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Populară Chineză și Republica Ecuador, iar în legislatura 2000-2004 a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Egipt și Republica Corea. Prin urmare, începând din anul 1992, a fost conducător de doctorat precum și expert tehnic și verificator de proiecte atestat. Între anii 1996 și 2004, acesta a fost deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților. Iar în anul 1998 a deținut funcția de Ministru al Transporturilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!